Un accident de microbus ce a avut loc pe autostrada Transilvania din județul Cluj, în care cinci persoane au fost rănite, a fost transmis live pe o rețea de socializare de către șofer. Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Într-o postare pe o rețea de socializare se vede cum șoferul care a provocat accidentul de microbuz în urma căruia cinci persoane au fost rănite pe autostrada Transilvania Turda Gilău transmitea live de la volan. La locul evenimentului au intervenit două autospeciale de descarcerare, două echipaje smurd, o autospecială pentru transport, victime multiple și două echipaje saj.